Pe malurile Prutului, în comuna Păltiniș, satul Horodiștea, se află un deal înalt străjuit cu valuri uriașe de pământ pierdute prin vegetație abundentă. Este ca un uriaș în mijlocul unui paradis verde dominat de păsările și animalele din lunca Prutului. Oamenii locului spun că a fost o cetate veche. Aici, o mână de războinici apărau drumurile care treceau peste vadurile Prutului către târgurile importante din est. Se spune că ar fi chiar de pe vremea dacilor. La ea se ajunge greu, pe cărări rar bătute și prin mijlocul pădurii. Odată ajunși însă, reușim să dominăm cu privirea întreaga vale. De pe valurile uriașe de pământ, în vremurile bune ale fortăreței, războinicii nu ratau nicio mișcare făcută pe o rază de 10 de kilometri. Așa se spune, da, v-ați văzut și dumneavoastră, v-am arătat în dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul Horodiște vine de la cetate dacică, cetate de pe timpul dacilor. Vedeți, v-am arătat aici în zonă, se vede biuta, bâtca la Horodiște, cum îi spunem noi, unde se spune că era locul unde se semnaliza apariția invazii cotropitorilor. Oamenii locului, mai ales intelectuali ai satului, au auzit de cetate. Au și vizitat-o când au fost mici, strecurându-se prin hățișurile pădurii. Când au crescut, au văzut și arheologi umblând și pe la cetate și prin sat. Ei cred că a fost o cetate a carpilor, dacii neîmblânziți de stăpânirea romană. Aici mai mult despre bâtcă se poate vorbi. Cetate dacică sau... cu săpături, s-au găsit resturi. Da, și noi chiar am avut un muzeu școlar, însă multe lucruri au fost luate la Muzeul Județean. Specialiștii de la Muzeul Județean spun că la Păltiniș au trăit și daci, dar cetatea nu le-a aparținut. De la carpi ar fi rămas cimitirile descoperite, în centrul satului. De acolo, oamenii au ajuns să creadă că tot dacii au ridicat și cetatea. În centrul satului a fost găsit o necropolă din secolul al III-lea și probabil că de aceea oamenii încă vorbesc de prezența dacilor acolo sus pe dealul de lângă sat. Fortăreața de pe deal este însă cât se poate de reală. A și fost cercetat arheologic și s-a constatat că are o vechime de peste 1300 de ani. Ceea ce a tras atenția este acea zamcă, acea horodiște ridicată lângă sat. Este săpăturile care au fost realizate acolo cam prin anii 1966 de Nicolae Zaharia și soția sa Emilia Zaharia au arătat că este o construcție din secolele 6-7 menită să păzească drumul care trecea pe acolo prin zonă. Cu toate acestea, misterioasa fortăreață de la Păltiniș așteaptă încă să-i fie dezlegate secretele. Nu se știe deocamdată de cine a fost locuită și care era rolul ei exact.